Bună ziua, dragilor, și bine ați revenit la Povești cu Performări. Azi am o invitată tare faină, așa ca din Ardeal. E din zona mea și abia aștept să povestesc cu ea. Chiar îi ziceam și înainte că pur și simplu mă fascinează cum a trăit performanța și a combinat performanța cu un echilibru foarte fain de familie și de alte lucruri personale pe care poți să le trăiești de zi cu zi. Și cred că o să avem astăzi o discuție super interesantă. Anca Bucur este cea cu care o să povestim astăzi și cu care o să dezlușim tainele performanței și o să le mutăm în business, să vedem cum o să facem, cum putem să facem performanță și acolo. Anca a avut multe performanțe și povestea ei este cu multe, în multe zone. Ce știu oamenii despre ea este că a fost de 6 ori Miss Fitness Universe, bineînțeles, la Professional Division. Dragilor, odată a fost când avea 9 luni fiul ei, abia îl născuse și a câștigat din nou. Deci performanță la un anumit nivel. Așa că, Anca, îți mulțumim tare mult că ai acceptat invitația noastră și îți mulțumesc că ești azi aici și abia aștept să povestim și să descoperim povestea. Mulțumesc și eu de invitație și eu mă bucur să stăm de vorbă și să împărtășesc cu voi, așa că sunt pregătită să începem conversația. Eu vorbesc cu E perfect, nicio problemă, ai spațiu. Spațiu să împărtășești tot ce vrei, cu mare drag. Bun, hai să începem prin a ne povesti despre tine ca om cu tot ce înseamnă Anca, într-o direcție de genul... Ce te împlinește pe tine cel mai mult azi? Pe Anca de azi, dacă este să te uiți la tot ce înseamnă viața ta și ar trebui să zici trei aspecte care îți umplu așa sufletul de bucurie, care sunt acele aspecte? Copii, familie. Mine, sentimentul de iubire profundă, pură, mă liniștește și azi acesta este lucru care mă împlinește cu totul și care îmi dă energie, care îmi dă inspirație. De aici pleacă tot. Mm-hmm. Deci pentru mine, familia și de aici începem să ne ducem în diferite aspecte. Dacă vorbim tot de azi, ce mă împlinește pe mine astăzi și care sunt, nu știu, top 3, destul de greu să aleg top 3, dar dacă am început cu familia, după aceea se duce în mai multe direcții. Chiar trăiesc prezentul. Sunt foarte prezentă în ceea ce fac în momentul de acum și lucrul acesta mă bucur că am reușit să-l simt, pentru că evident nu a fost așa dintotdeauna. Am avut și eu obiective și dorințe și lucruri de îndeplinit și de obținut, mm-hmm. pentru că asta e cursul vieții, iar acum sunt într-un punct în care mă bucur de prezent și iau lucrurile așa cum vin. Și un alt lucru care îmi place la mine este că am învățat să mă ascult corpul și să spun nu. Nu credeam că o să învăț lucrurile astea, pentru că eu sunt genul de om care vrea să le facă pe toate și acum cunosc prioritățile mele, știu ce îmi face bine și am învățat că atunci când eu sunt bine pot să ofer și eu mai departe. Și astea sunt lucrurile care mă împlinesc și mă învață să fiu recunoscătoare și nu sunt doar niște nu știu, trăiri de moment, chiar sunt niște stări permanente. Fain pentru un achiever și un performer care are obiectivul și ținta să ajungă în momentul în care să zică, măi, știu să pun limite și știu să am grijă de mine și știu să zic da și nu și știu să-mi ascult corpul. Și oricum cred că performanță fără și partea asta e greu să obții, dacă nu ai cât de cât limite. Eu am trecut prin momente în care nu mi-am ascultat corpul, am trecut prin momente în care n-am știut în care îmi sunt limitele. Deci, ca să ajung în acest punct în care mă aflu astăzi, a trebuit să învăț, să fiu, da, am învățat pe pielea mea ce înseamnă să nu ascult când corpul îmi transmite ceva, să nu pun limite, să fac tot, să am impresia că pot să fac tot și, de fapt, eu să am, ca orice om, limite.
Lucrurile acestea m-au făcut să ajung în punctul acesta. Adică, în niciun caz nu am ajuns. De asta îți spuneam că dacă aș găsi aspectele, ceea ce mă îndeplinește și mă face să fiu stăpână pe mine azi, acestea sunt. Dar pe parcurs a fost un adevărat drum pe care l-am luat așa, treptat. Pas, adică pas. m-am, da, da, m-am adaptat la situații. Bine, atunci hai să luăm drumul pas cu pas și să povestim, pentru că sunt super curioasă cum ți-ai luat lecțiile și cum ai ajuns și la înțelepciunea asta pe care o ai, care te ajută pur și simplu să trăiești momentul prezentului, exact cum ai zis și tu. Tu ai început de mică cu zona asta de performanță, când, nu știu, copiii se jucau și făceau alte lucruri. A fost ceva care te-a direcționat cumva sufletește spre zona asta de performanță sau ce anume te-a ajutat să te duci așa de mică spre sport? Și pentru mine a fost tot o joacă. Dar acesta a fost felul meu de a mă juca. Adică eu asta făceam. Alergam, cățeram, săream, puneam tot timpul tot felul de obiective, de jocuri sportive. Asta mă împlinea pe mine, asta mă făcea pe mine să fiu fericită, asta mă făcea pe mine să fiu un copil plin de viață. Și asta era joaca mea, asta era locul meu de joacă, era curtea noastră, nucul din curtea noastră, terenul de fotbal, îmi plăcea să mă joc cu băieții fotbal, îmi plăcea să sar coarda, îmi plăcea să înot. Îmi plăcea să fac lucruri, mie, pentru mine aceste lucruri însemneau joacă. Mă bucur că am avut niște părinți care au văzut potențialul în mine, pentru că asta este foarte important. Eu am luat totul ca pe o joacă, iar părinții au zis, ok, putem să transformăm joaca asta în ceva mai mult. Ți-ai dori? Atât cât puteam eu să înțeleg la acea vârstă, am spus da și am în minte acea imagine în care îmi spunea mamei mele că da, vreau să fiu pe o scenă mare, să ajung un sportiv recunoscut, mai apoi să îmi doresc să fiu o campioană. Nu știam eu campioană națională, internațională, europeană, campioană. Mondială. Era campioană. Deci aveam un obiectiv acolo fixat, nu foarte bine stabilit, dar cumva știam ce vreau. Și lucrurile au venit destul de firesc. Deci, pentru mine, aud adesea, știi, că nu am mai... că sportivii de performanță nu au copilărie sau au alte trăiri, dar pentru mine așa a fost copilăria care pe mine m-a făcut un copil fericit și un copil împlinit. Deci asta a fost locul meu de joacă. Fain. Și cât de important să te vadă cineva, că sunt părinții sau că e altcineva, știi? Și să poate să-ți dea o direcție, știi? Și aici înțelegem rolul de echipă, munca în echipă, cât este de importantă, pentru că nu ai cum să faci de unul singur totul. Ai nevoie de mai multe piese de puzzle pentru a realiza tabloul final. Și la mine a fost așa dorința mea de a face sport, de a face... Bine, în momentul acela nu mă gândeam la performanță, cu toate că aveam aici undeva stabilit campioană, dar nu înțelegeam eu prea bine ce înseamnă asta. Și niște părinți care mi-au spus că mă vor susține. Și de acolo a început nebunia. Bănuiesc că mai ai întrebări, așa că aștept să spun mai departe. Ai plecat la Deva. Te-am zis că vorbesc mult și mă duc. Nici o problemă, avem spațiu, Anca. Și te las pentru că mie îmi place să discut natural. Eu am întrebări, dar în momentul în care merge discuția foarte fain, nu mai deja, sigur, curg lucrurile. Dar apropo de ce ai zis și de etapa de care povesteam, știu că ai plecat la Deva. Cum a fost pentru tine ca și copil să te duci un pic departe de cei familiari pentru tine, de părinții tăi, de zona în care aveai susținerea continuă? Eu începusem cu lecții de balet. Acum spune mama că am făcut și ceva dans de societate, dar la mine a rămas doar baletul memorie.
Oricum, acela a fost, Startul. să zic, loc de joacă, da, am avut și un spectacol la vârsta de 5 ani la Teatrul Național din Târgu Mureș și aceste momente deja sunt niște imagini care au rămas în memoria mea și în ziua de astăzi. Așa, și eu aveam deja niște pași pe care i-am parcurs. Dar în momentul în care mi-aduc aminte că recomandase și antrenoarea pe care o aveam la balet să mergem la Deva pentru că aș fi potrivită pentru astea, pentru că vedea în mine mai multe calități sau alte calități, mie mi s-a aprins așa un beculeț, fiindcă eram și eu fascinată de gimnastica ce se vedea la televizor, știam că vreau să ajung într-o zi așa, un sportiv apreciat, părea că acesta este drumul meu și cumva, nu știu cum, pentru că fac o paranteză, acum sunt mamă și privesc altfel lucrurile, deci o înțeleg pe mama mea, ce simțea ea atunci, nu știu cum eu, un copil de 7 ani, eram atât de conștient de ceea ce vreau să fac și de faptul că e un sacrificiu pe care trebuie să îl fac și sunt dispusă să-l fac. Și am dat drumul la treabă. Mi-aduc aminte că pe acea vreme era foarte greu de ajuns, de intrat în școală. Erau sute de fete care aplicau pentru asta. Bine, era ca un fel de test sportiv, bineînțeles, avea mai multe probe și ne rugam cu toții, eu îmi doream foarte mult, aveam emoții, vreau să fiu admisă, vreau să mă primească în program. Iar atunci când s-a întâmplat lucrul acesta, am simțit că mi s-a oferit o șansă și am simțit că mi s-a oferit această șansă pentru că eu sunt potrivită pentru asta și că aici e locul meu. Și am mai înțeles încă un lucru, că asta este meseria pe care vreau să fac. Asta este drumul pe care vreau să-l fac. Adică nu am avut niciun fel de gând că renunț la ceva, că nu știu, trebuie să fac asta, dar las ceva acasă. Eram destul de împăcată cu gândul că voi fi acolo în acel centru, la centru de gimnastică, pentru că asta însemna evident să fiu departe de familie. Mi-a fost foarte greu, dar în momentul acela nu am realizat. Chiar povesteam cu mama de curând, pentru că acum îi adresez întrebări, fiindcă îmi doresc să aflu cum a simțit ea și ce a văzut ea versus ceea ce mi-aduc eu aminte și ce povestesc eu. Și mi-a spus că în momentul în care ei au plecat de la Deva, eu eram foarte fericită și am plecat împreună cu fetele, râzând, jucându-ne și ea era cumva cu inima împăcată, dar știi, o parte plângea și o parte râdea, știi, că eu rămân acolo, era tristă, dar era fericită că m-am acomodat și deja sunt în lumea mea. Deci, curajoși părinții tăi și da, foarte fain că ai dat spațiul ăsta, știi, să poți să vezi și că mi se pare incredibilă claritatea pe care ai avut-o și curajul tău de copil, știi? Dar cred că vine asta și din modul în care ți-au dat susținere și spațiu părinții tăi, că altfel e mai greu să avem claritatea asta, poate. Am simțit că sunt un copil special și mi-am dorit ca acest lucru pe care eu îl am să-l lucrez și să-l duc la un alt nivel. Și tot timpul am avut, nu știu, suportul familiei și oarecare, încerc să găsesc cuvântul potrivit, nu am avut presiune din partea lor, trebuie să faci asta, asta este direcția pe care trebuie să urmezi, cel puțin din partea mamei, care a fost mult mai deschisă cu orice gând aveam sau dorință de a face ceva. Într-adevăr, am avut care mi-a zis, știi, dar ce o să faci cu meseria de antrenor? Știi că
nu e prea bine plătită, știi? Ce meserie e asta? Trăim așa după niște... avem niște target din societate, că meseria de că doctor, avocat, sunt niște meserii pe care ar trebui să le facem pentru a avea o viață bună, dar eu, culmea, mi-am dorit să fac meseria pe care eu știam că o voi face bine. Și cred că, de fapt, asta e frumusețea lucrurilor. Nu putem excela în toate. Cu siguranță fiecare dintre noi are ceva special și se pricepe foarte bine la ceva. Și pe lângă că se pricepe, există și acea doză de pasiune, care e, de fapt, motorul atunci când simțim că vrem să renunțăm. Iar pentru mine, sportul a însemnat dorința de a face ceva. Eram conștientă că poate nu este cea mai plătită meserie din lume, dar este cu siguranță ceva ce pe mine mă va împlini întru totul. Și am mai știut încă un lucru, încă de mică: atunci când ești cel mai bun în ceea ce faci, nu are cum să nu îți fie bine, nu are cum să nu fii împlinit. Și pentru mine asta a fost suficient, a fost motivația de care aveam nevoie. Foarte tare. În perioada de gimnastică, câți ani a fost perioada cu gimnastica? De la vârsta de 8 ani m-am mutat la Deva și am plecat de acolo la vârsta de 18 ani. Am început cu gimnastica artistică, am făcut tranziția spre gimnastica aerobică pentru că am descoperit că acesta este tipul de sport care mi se potrivește mie întru totul. Și da, la mine a fost așa foarte, acum că privesc în spate, de asta povestea mea începe așa cu pași, am adaptat, m-am reorientat, am descoperit, am adăugat și am ajuns într-un final în punctul în care sunt azi, ca să ne întoarcem la prima întrebare pe care mi-a adresat-o, ce simt azi. Dar în spate au fost foarte multe momente și foarte multe etape pe care le-am parcurs. Asta mi-a plăcut și, și când am studiat despre tine și m-am pregătit și pentru interviu, pentru că observam o adaptabilitate foarte faină în momentul în care se întâmpla ceva sau aveai claritate mai mare, cumva alegeai ce era mai important pentru sufletul tău și ce considerai tu că e mai potrivit pentru tine. Și asta mi se pare că puțini oameni știu să facă, știi? Și e foarte fain. E foarte fain de urmărit pe tot parcursul tău, că e parcă constant. Pur și simplu treaba asta rămâne cu tine continuu, știi? Dacă te uiți la perioada cu gimnastica, nu știu, care a fost cea mai importantă lecție pe care ai luat-o de acolo și a venit cu tine mai departe? Știu că e greu la una, da? Zine una dintre ele. Oh, să mă gândesc la o lecție. E foarte important să-ți oferi timp să te descoperi. În momentul în care am ajuns la Deva, erau foarte multe fete care făcuseră deja gimnastică în orașele de unde veneau, deci erau mult mai avansate ca și mine. Eu făcusem balet, aveam o postură frumoasă și eram grațioasă, dar încă nu stăpâneam elemente de gimnastică. Și a fost nevoie să muncesc de 10 ori mai mult ca să ajung la punctul lor de start, de când am intrat în program. Și am înțeles că e ok să simți că nu mai poți, e ok să, nu știu, să fii cumva, să nu fii foarte sigur de alegerea pe care ai făcut-o, știi, să te întreb dacă mă aflu în locul potrivit, dar am mai înțeles că aveam o claritate foarte, foarte bună în ceea ce privea potențialul meu. Eu știam că o să reușesc, dar știam că trebuie să depun mai mult efort ca celelalte. Mă simțeam capabilă, simțeam că atunci când adăugăm ore de muncă și antrenament și atenție la ceea ce facem, rezultatele vin, pentru că asta înseamnă, știi, să fii consecvent și să muncești, să obții rezultate. Dar cred că lucrul pe care
nu știu neapărat dacă e o lecție, dar lucru de care eram foarte conștientă era faptul că nu aveam cum să obțin asta într-o săptămână sau într-un an. Știam că e o investiție de termen lung. Eu voi reuși să devin o campioană și să fiu un sportiv împlinit abia peste câțiva ani. Cumva, în mintea mea era în momentul în care voi încheia programul aici, că la gimnastică aerobică eram selectată pentru lotul național de senioare la 18 ani. Deci cumva eu știam că în momentul în care o să închei liceul la Deva, de fapt voi începe etapa de, nu știu, sportiv profesionist și sportiv care are ocazia să participe la competiții mondiale și așa mai departe. Și ăsta este, de fapt, lucrul care cred că mie mi-a dat tot timpul motivație și energie și cumva putere să merg mai departe. Faptul că eu știam că lucrurile nu se vor întâmpla de pe o zi pe alta și că trebuie să muncesc mai mult, mai mult și să trec de mai multe ori prin eșec, să trec de mai multe ori prin momente de momente în care vrei să cedezi și să pleci. Știam că trebuie să trec prin ele, nu știu. Asta mi se pare iarăși fascinant, că puteam să conștientizez lucrul acesta la o vârstă atât de fragedă, ceea ce mă face astăzi să fiu foarte împlinită cu ceea ce am și să caut și să mă bucur de acea liniște și echilibru, știi, pe care îl voiam încă de mică, pentru că am muncit foarte mult, știi, să ajung aici. Mi se pare foarte fain că ai zis fix treaba asta, pentru că noi oamenii în general, da, acum vorbesc strict de zona de business, știi, dacă mă uit la lideri, la antreprenori sau la manageri, ne este atât de greu să rămânem focusați pe obiectivul de pe termen lung, pentru că ne trebuie rezultatul pe termen scurt. Și atât de ușor ne defocusăm de la viziunea de pe termen lung, știi? Și mi se pare foarte fain asta la un sportiv de performanță și la tine specifică, fix despre treaba asta povesteai, știi? Măi, cum faci? Cum faci în momentele în care ți-e greu, în care ai senzația că nu ți-e lucrurile, în care ești obosit, în care te doare cine știe ce, totuși să rămâi cu focus pe obiectivul pe termen lung? Cum făceai să rămâi? Că nu, adică, îmi imaginez că nu era chiar atât de simplu de fiecare dată. Eu știam că prima mea competiție la nivel internațional va fi, nu știu, în 5, 6, 7 ani. Deci eu cum puteam să renunț la pașii mici pe care îi făceam dacă eu voiam să ajung la obiectivul mare pe care mi l-am propus? Eu dacă renunțam la pașii mici, clar trebuia să îmi iau gândul de la ceea ce îmi doream să fac. Conștientizare, asta e foarte important și cred că dezvoltarea personală, citeam încă de mică și îmi plăcea, mă regăseam așa în cărți, îmi plăcea să mă, de fapt, mă pierdeam în ele, îmi plăcea să fac lucrul acesta, pentru că, nu știu, e foarte important să găsești în interiorul tău acea putere de a merge mai departe. Și în același timp aveam momentele în care simțeam că nu mai funcționează nimic și că mă doare tot corpul și că vreau să plec acasă la mama și la tata și mă duceam și plângeam așa cu toată fața, așa curgea tot. Și în momentul în care mă sunau ai mei, la fel, ăsta este un lucru care se întâmpla la acea vreme pentru că era un singur telefon în căminul în care locuiam. Îți imaginezi, nu știu cât eram, vreo 200 de fete în cămin, deci era un interval orar în care puteau să sune părinții și atunci când reușeam să vorbesc cu ei, niciodată nu le spuneam lucrurile negative sau durerile sau suferința mea sau părțile în care simțeam că mi-e greu. Simțeam nevoia să le spun ce merge mie bine. Și cred că, dar nu pentru că voiam să le ascund lucrul ăsta, pentru că eram un entuziasm atât de mare în momentul în care vorbeam cu ei și ieșea pur și simplu din mine toată energia pozitivă și voiam
cumva, în momentul acela, tot prin ei, tot datorită energiei pe care o avea familia cu mine, simțeam nevoia să le împărtășesc reușitele mele. Iar ce am înțeles eu mai târziu din toată treaba asta este că eșecul face parte din progresul nostru. El cu siguranță nu are cum să dispară din ecuație, dar atunci când te focusezi pe reușită și pe pașii pe care i-ai obținut cu brio, ai un alt ritm, ai un alt ritm de progres. Și uite așa, știi, un antrenament reușit, un moment de discuție cu părinții, nu știu, un element nou pe care îl învățam și începeam să-l stăpânesc. Astea erau bucăți, știi, care începeau să se pună așa frumos una lângă alta și începeam să conturez mai bine obiectivul meu. Deci, este foarte greu să vorbesc sau să găsesc o singură definiție. Dar pare că erai împăcată cumva de la început. Parcă știai că, ok, durează și știu că peste câteva ani mă duc. Asta vreau să fac. Asta e cel mai important, să fii conștient. Eram conștientă că asta vreau să fac. Adică m-a ajutat și discuțiile cu familia, știi? Așa se va întâmpla. Mi-aduc aminte, uite, acum mai fac o paranteză, dar lucrurile astea, de fapt, fac parte din toată povestea. Mi-aduc aminte că mama îmi spunea, în momentul în care voi pleca la Deva și voi rămâne acolo, eu aveam părul lung, ceva de genul, da? Și mi-a zis, știi că va trebui să îl tundem, pentru că va fi foarte greu să ți-l îngrijești acolo singură, să faci antrenamentele cu părul lung și eram așa destul de supărat. Adică, cred că pe mine acela a fost lucru care m-a supărat cel mai tare. Nu înțelegeam, ok. Și am zis, da, pot să-mi păstrez coada, știi? Să-mi păstrez codița. Și zice, mama, cum să nu? Știi, am păstrat-o foarte mulți ani, știi? Și l-am tuns undeva până aici, ca să, adică nu m-am tuns de tot. Îl lăsasem așa o codiță mică, așa îi spuneam eu, o codiță de gimnastă. Și cealaltă bucată a rămas acasă. Și mi-aduc aminte că i-am spus mamei că nu-i nimic. Acum e important să pot să-mi fac eu antrenamentele liniștită și să pot să parcurg tot drumul acela fără să am lucruri care mă incomodează. Că după ce o să fiu o campioană și o să realizez tot ce mi-am propus, o să-mi las eu porul cât vreau de lung. Foarte tare, foarte tare. Adică, știi, asta e o chestie pe care le mai spun eu și clienților cu care lucrez online, partea de antrenamente și de nutriție, știi? Ciocolata rămâne acolo în magazin, n-o să o găsești și peste 2 luni, știi? Așa adică e, așa lucrurile e. Nu dispar, câteodată suntem așa foarte, nu știu, speriați că dacă nu fac asta acum, nu va mai fi mai târziu. Foarte fain focusul pe care l-aveai. Știu că la un moment dat ai avut un accident, deși ai avut o perioadă foarte faină cu gimnastica și ai avut performanțe și ai trăit multe, dar la un moment dat ai avut un accident și s-a oprit acolo perioada cu gimnastica. Cum a fost pentru tine? Ce ai simțit în momentele alea? În momentul în care simți că corpul îți dă semne și că e puțin mai grav și mai complicat decât era până acum. Și odată și cu trecerea anilor, că așa e, căpătăm o altă înțelepciune și maturitate. Pentru mine, în momentul în care nu a fost o accidentare care m-ar fi scos cu totul din circuit, pentru că nu e ceva ce nu se întâmplă în viața unui sportiv. Cu toții au parte de astfel de momente. Pentru unii niște accidente mai complicate, mai o recuperare mai dificilă sau mai puțin dificilă. Aceasta este singura diferență, dar cu toții trec prin asta. Și cumva și eu mă gândeam la un moment dat că, ok, nu prea aveam cum să evit. Mi-a venit și mie rândul, știi? Doar că toate lucrurile, acum vorbesc așa puțin cenzurat, știi, tot ce se întâmpla de fapt în jurul acestei întâmplări.
că trebuie să stai puțin pe margine, că nu mai poți să concurezi, că recuperarea durează atâta, că operația ar fi așa. Toate lucrurile acestea care mie nu-mi plac lucrurile complicate, foarte complicate, și mi s-a părut că dintr-o întâmplare care era cumva firească, nu era ceva ce n-ai zice că nu se poate întâmpla unui sportiv de performanță, s-au complicat foarte mult lucrurile și în momentul acela eu am pus puțin totul în balanță. Ok, ce ar însemna să rămân în continuare în zona asta? Ok, ar însemna să stau un an și ceva pe margine, adică să nu mă antrenez, să nu pot să concurez, eram la nivelul cel mai înalt, pentru că eram în lotul național de gimnastică aerobică și poate că mi-aș fi dorit mai mult suport, nu știu, dar eram destul de sigură pe mine încât să nu am nevoie tot timpul de suport din partea celorlalți, să fiu eu sigură că e bine sau nu ceea ce fac, iar lucrul acesta m-a făcut să conștientizez ce însemna pentru mine prezența mea în lot. Îmi dădeam seama că am nevoie de un suport financiar pe care nu prea îl primeam din sportul pe care îl făceam și mi-am zis ok, sunt capabilă să fac altceva? Puneam eu întrebarea aceasta și a fost de fapt o încercare de a schimba puțin pagina, de a schimba capitolul. Am avut și eu un an de tranziție pentru că m-am supărat pe sport și mi se părea că tot acest drum lung și greu a fost în zadar, până când m-am lovit din nou de momentul acela în care mi-am dat seama că eu asta o să fac în continuare, că la asta mă pricep cel mai bine și asta o fac cel mai bine. De ce spun asta? Mi-aduc aminte că participam la clase de aerobic și luam pulsul așa la ce se întâmpla în timpul orelor, ce se întâmpla în vestiar și mi-am făcut un abonament și am mers constant la sală. Și îmi venea să mă duc eu în față, să explic eu oamenilor, să transmit eu. Aveam antrenori pe care îi apreciam, aveam antrenori pe care... Eram, e nu, nu, probabil nu, din sală. E bine, e bine, nu e bine, nu așa. Mergeam în vestiar și le auzeam pe fete, auzeam cursanții ce le plăcea, ce nu le plăcea și pentru mine a fost o altă experiență foarte bună de am ajutat să conștientizez din nou care e rolul meu și care e scopul meu. Și de aici începe celălalt capitol al meu în care am început să studiez mai mult și mi-am dorit să transform acest drum al meu și această pasiune pentru sport să o transform în meserie și la fel. Am discutat așa, am avut discuțiile cu mine și mi-am spus ok, și aici e la fel. Nu pot să sar nicio etapă. O iau, nu o iau chiar de la început, dar aproape. Nu pot să fiu eu cel mai tare antrenor din lume până nu parcurg niște pași. Stai că trebuie să fac cursuri, stai că trebuie să învăț despre nutriție, stai că trebuie să învăț despre antrenamente, despre corpul uman, despre tot ce împachetează, știi, acest capitol. Și la fel, nu am pus presiune pe mine și am început să mă descoper pe parcurs. Energia pe care o dădeam o primeam înapoi. Reacția oamenilor și tot ce se întâmpla acolo mi se părea magic și îmi confirma că mă aflu în locul potrivit. Am început să iau tot ce am învățat din drumul meu până în punctul respectiv și să-l aplic în partea de fitness, dar nu amestecam lucrurile, adică la fel conștientizam că nu trebuie să-l fac pe celălalt să fac un element de dificultate mare, ci pur și simplu să îi ascult dorințele și să-l învăț despre pași, despre fundație, cât e de importantă. Și de acolo, la fel, m-am adaptat foarte bine la
la tot ce am parcurs, m-am descoperit, progresul a început să vină, progresul mă alimenta, progresul mă făcea să pun un obiectiv mult mai clar și chiar am ajuns, ajunsesem într-un punct în care, uite, de exemplu, acum, sunt într-un punct în care, culmea, nu că nu am un obiectiv, simt așa că am realizat ce mi-am dorit pentru mine acum, e vorba de cum îmi trăiesc eu tot ce mi-am așezat. Adică eu acum vreau să trăiesc tot ce am acumulat și ce mi-am așternut să am E o altă astăzi. etapă. Da, și exact. Și știam că va veni această etapă și parcă pentru etapa aceasta am vrut să trag atât de tare și să trec prin foc și apă și foc, dar având familia și toate realizările pe care pe mine mă mulțumesc și mă bucură și mă fac să fiu recunoscătoare, mă întorc la din nou la răspunsul pe care ți l-am dat la prima întrebare. Deci a fost încă o etapă în viața ta în care nu te-ai dezis, ai zis tot ce e mai important pentru mine trebuie să filtrez și să aleg. Absolut. E fain să ai curajul după atâția ani de muncă, știi? Și în care ai tras și ai făcut o grămadă de lucruri, să ai capacitatea, totuși la o vârstă în care nu suntem neapărat cei mai înțelepți, că atunci ne formăm cumva, știi? Dar să ai capacitatea și curajul să alegi ce simți tu că e mai important pentru tine, știi? Și să zici, ok, eu știu că în momentul în care am ales pentru mine a fost bine și dacă fac asta o să mă ajute. Foarte fain. Tot timpul mi-am dorit să am să ceea ce am să-și fie obținut prin munca depusă de mine. Adică e ceva la care am ținut foarte mult. Nu știu, vine și din familie și din tot procesul pe care l-am avut, dar eu știam că eu pot să fiu sigură doar pe ceea ce îi livrez eu. Adică cumva am învățat asta, trăind și într-un loc la Deva cu fete venite din toate colțurile țării și erau foarte multe momente în care ne înțelegeam bine, ne certam, ne vorbeam una de cealaltă, neînțelegeri, începeam să ne sudăm, înțelegeam ce înseamnă prietenia, ce înseamnă să fii loial, ce înseamnă să fii acolo pentru celălalt și ce înseamnă să fii dezamăgit și să plângi din nimic, eram copii. Și mi-am dat seama de atunci că eu știu ce pot să ofer și că e foarte greu să te... Adică că nu vreau să mă bazez pe cineva pentru reușita mea. Vreau să fiu eu foarte stăpână pe munca mea și să pot să, nu știu, să aduc lângă mine oameni care apreciază ceea ce fac, nu care invidiază ceea ce am și ceea ce fac. De atunci lucrurile astea te așează mai bine, știi, la locul tău. Apreciez foarte mult smerenia cu care ai început și capitolul ăsta, în care ai zis, ok, eu am o bază, am o fundație, dar nu înseamnă că n-am de muncit și că nu am de trecut prin niște etape. Da, foarte fain asta. Zi-mi cum a fost drumul spre primul titlu de Miss Fitness Univers. Vezi că toate lucrurile se leagă și ți-am zis că eu vorbesc mult. Liniștită. Cei care ne ascultă, știi de ce? Pentru că aș putea să-ți dau un răspuns foarte rapid aici, dar se leagă de fapt cu o întâmplare pe care am avut-o în perioada în care eu eram la Deva. Okay. De asta zic că le au o legătură. Nimic întâmplător. Nimic, absolut nimic. Și mi-aduc aminte un antrenament în care eram la partea de pregătire fizică, intrase în sală o antrenoare care începea să colecteze, să zic așa, gimnaste, foste gimnaste, pentru partea asta de fitness. Cumva se anunțau niște competiții și căuteau gimnaste care s-ar potrivi la acest profil.
eram la pregătire fizică și mi-aduc aminte, aveam o bustieră, pantaloni scurți și făceam abdomene și zice, pe ea, ea, cred că ar fi, avea musculatura definită, dar exact așa cum are un sportiv, adică mi se vedeau, nu știu, umerii, bicepsul, abdomenul, ceva mai vizibil. Și eu în momentul ăla am zis, nu, eu nu vreau să plec de aici, nu vreau să fac fitness, mi-e place gimnastica aerobică, știi, eram, nu să fac altceva. Și auzeam cum povestea cu antrenoarea și apoi mi-a și spus antrenoarea, uite ce a zis Gina, că asta ar fi fost propunerea, că ei caută echipă. Și ăla a fost un moment, știi? Mm-hmm. Și după aia a mai fost prima un moment, sămânță. Da, prima sămânță. Și după aia apoi a mai fost un moment în care tot așa încheiasem cu partea de gimnastică și mi s-a zis, măi, știi că tu ai fi potrivită pentru competițiile acestea, că uite, mai partea de exercițiu de fitness și nu știu ce, și am ziceam, nu, eu nu vreau să fiu mare, să mă fac mare. Adică și eu am avut la prima intervenție, știi, astfel de replici. Și asta a fost a doua sămânță. Apoi am zis, mă, stai un pic, dar eu nici nu știu prea multe despre acest sport. Ce se întâmplă acolo? Search, știi? E, și de fapt asta, știi, că în momentul în care căutăm și vrem să cunoaștem mai mult, primești niște răspunsuri, știi? Și de fapt asta, despre asta, de asta aveam eu nevoie, știi? Și găsisem aceste competiții în America, Fitness America, Natural Muscles, ok, ce înseamnă asta? Ah, ok, că la divizia mea eu m-aș potrivi la fel, trebuie să găsești ceea ce ți se potrivește, da? Pentru că fitness înseamnă competiția Miss Fitness Universe, e foarte amplă. Ai divizie de, mă rog, pe înțelesul oamenilor, de bodybuilding, da? Adică ne arătăm munca prin o imagine, știi? Adică bodybuilding, da, să nu pierd ideile, la femei și la bărbați. Partea de bikini fitness, în care ai doar, nu știu, probe de costum de baie și o temă cu un costum, o roche de seară sau, în fine. Și partea de fitness, unde care mi se potrivea mie, știi? Pentru că aveam parte de proba de costum de baie, de exercițiu de fitness și pentru top 5 era și interviu. În fine, pentru mine era focusul cu primele două, pentru că ele și cântăreau cel mai mult la nota finală. Și despre asta e vorba, știi? Adică din nou m-am lovit de situația în care eu am înțeles că, ok, eu am ceva, dar trebuie să-l așez acolo unde eu sunt capabilă să ofer ceva. Adică eu, cu toate cunoștințele mele și nu startul, știi? Fundația pe care aveai. Da, cu viziunea, știi, pe care o vedeau alții, știi? Potențialul. Am avut o noapte grea. Grele de 5 ani. Mamă. Da. Și cei care mi-au văzut potențialul, știi, ai putea zice, ok, du-te și fă fitness, știi? Și eu dacă mă apucam de altă probă, probabil că nu reușeam nimic, dar m-am lipit de proba care mi se potrivește mie, care, știi, îmi permite să ofer ceea ce am eu. Și de asta zic, uite, vezi că lucrurile se leagă, cum am ajuns eu la Miss Fitness Universe. Ziceam, păi m-am apucat, am văzut undeva și m-am pregătit și am câștigat. Nu, a fost undeva acolo la mine ceva, ok, poate că asta era totuși drumul meu final. Poate că ăsta e punctul meu de a deveni campioana aia mare pe care voiam eu de mică să devin, știi? Și am simțit că am o altă, nu știu, flexibilitate în momentul, nu știu, pregătire. Am simțit că am altă înțelepciune, am simțit că am alte cunoștințe. Mi s-a părut că tot ce am acumulat până acum pot să-l pun în practică cum consider eu, știi? Pentru că fiecare om care a, nu știu, a
lucra cu mine sau pe care l-am întâlnit, clar a contribuit la ceea ce sunt eu astăzi și de la fiecare am avut de învățat că e bine sau că nu e bine să facem așa, știi? Iar eu, în momentul în care m-am apucat de competițiile de fitness, am zis, ok, ce-ar fi să fac eu pe antrenorul cu mine și să iau ce mai bun de la ce am învățat la antrenarea pe care o respect foarte mult și să încerc să nu fac așa ce am simțit eu că mie nu-mi făcea bine și celălalt antrenor nu observa lucrul acesta, știi? Adică am evitat lucrurile care mă făceau să stagnez și m-am focusat pe lucrurile care i-am învățat în timp. Că, din nou, vorbim de parcurs. În timp. Știam cum îmi face mie bine să mă antrenez, cum așez eu elementele în exercițiu, ce timp am nevoie să mă încălzesc înainte de a intra pe scenă, cum îmi stăpânesc eu emoțiile, știi? Pentru că na, așa e și firesc să fii condus, să fii îndrumat de un antrenor, dar în șirul antrenorului e foarte important să înțeleagă copilul, să înțeleagă atletul, să-l lase puțin să personalizeze, știi, antrenamentul și ritmul. Și asta am făcut eu cu mine în momentul în care am apucat de competiții. Foarte tare asta cu antrenorul, mi se pare genial asta cu antrenorul, pentru că în viața de zi cu zi și în business, te-am întrerupt, dar vreau să neapărat să evidențez ideea asta. Odată că în business majoritatea oamenilor ar vrea să performeze în fiecare zi, dacă se poate, și la antrenament mai puțin. Și prea puțin vorbesc despre performanță și prea puțin vorbesc despre ok, cum îmi creez eu contextele să pot să performez, cum îmi creez contextele să-mi antrenez, ce abilități am de antrenat ca eu să pot să fiu liderul, managerul potrivit, performerul care poate să aducă rezultatele respective, știi? Și foarte fain cum ai zis că am zis ok, am decis să fiu antrenor pentru mine și să mă gândesc care sunt contextele cele mai potrivite din care să scot performanța, știi? Mă bucur că ai zis asta. Dar pe parcurs, care a fost, nu știu, o provocare care îți trece prin minte? Care a fost o provocare grea pentru tine și cum ai trecut peste ea? Pe parcursul ăsta, totuși ai câștigat de 6 ori, dacă zic bine. Da. Deci nu te-ai oprit la prima performanță, că te-ai dus mai departe. Mă gândesc că a fost și provocări pe parcurs. Da, am început tot dintr-o joacă. Îmi place că tu începi relaxată și cred că asta ajută mult. Deci chiar dintr-o joacă l-am început, pentru că nu... ok, eu mă angajasem ca antrenor de fitness în Cluj și câștigam cât să abia îmi plăteam și o chiria pe care mai stăteam cu mai multe persoane într-un apartament, deci evident eram așa destul de calculată cu fiecare bonus pe care îl câștigam și deplasarea și tot ce însemna pregătirea și costumele reprezentau o adevărată provocare. N-aveam mai nimic. Și am zis, ok, hai, o iau așa ușor, că nu mă duc eu să fac acolo nu știu ce, nu știu, ravage, știi? Zic, o iau așa ușor, să văd și eu despre ce e vorba. Și am, mi-aduc aminte că costumul de baie l-au găsit fete care veneau la clasele mele, în costumul plin de paiete roz, l-au găsit la second hand. Și am zis, da, e perfect. Și apoi am mai avut niște pantaloni scurți cu o bustieră simplă pe care asta mi-o oferise cineva local care făcea costume de baie la Cluj. Și am zis, ok, bun, era simplu, așa din licra, roșu. Bun, am văzut eu acolo, m-am uitat eu la exerciții și la ce înseamnă fine de trebuie să-i adaug ceva, trebuie să îmbogățesc. Și m-am dus și mi-am cumpărat niște chestii și am început să le cos și să le pun pe el și sus și în lateral și cu negru și cu volănașe și pe aici. Și... eram în avion, eu încă pregăteam costum. Am ajuns acolo, i-am dat pe spate, am avut un exercițiu foarte exclusiv, dinamic, mă întrebau de unde e costumul meu, pentru că mai târziu am înțeles că de fapt acolo era adevărat de industrie,
îți faci costumul la X, la Y, cine te machiază, cine așa, unde îți faci tanning-ul, adică ne foloseam un produs pentru piele, să avem o piele mai bronzată, evident, fiind pe scenă cu acele lumini puternice pe noi, aveai nevoie de un extra bronz, să zic așa, pentru a putea vedea musculatura mult mai bine. Și toate lucrurile astea pe care eu nu știam, nu aveam pantofii potriviți, mi-i împrumutase cineva chiar când am intrat pe scenă și apoi i-am dat înapoi. Da, pentru că ai niște pantofi cu toc la proba de costum de baie, trebuia să ai pantofi cu toc și pantofi să fie in color clear, știi, să nu se vadă, să nu fie niciun fel de model de culoare, adică era cumva standard. Pentru că, de fapt, tu voiai să vezi corpul, știi? Da, lucruri de astea, știi, care mă amuzau. Pentru mine nu era un fel de stres, adică eu am găsit soluții și în momentul în care nu știam cum trebuie să pășesc, mă uitam așa la fete, ok, câți pași a făcut, unde s-a oprit, cum a ținut picioarele. Eram așa, chiar într-o stare de let's have fun, știi, stai să ne distrăm. Și... așa a fost. Am terminat prima competiție la fitness, rămân 5 fete pe scenă, e un fel de podiumul acestei divizii și în momentul în care m-am văzut în top 5 și cu trofeul, m-am uitat așa și am zis, ok, și am zis, nici nu m-am străduit prea tare. Am venit și eu cum am putut, cu ce costum am putut, mi-am făcut exercițiul asta, m-am pregătit, deci corpul meu, pachetul era, am avut grijă, am ținut un regim adecvat aceste competiții, bine, corpul meu avea și are memorie, având un parcurs atât de lung, n-a fost ceva foarte greu să-mi arăt formele, dar musculatura trebuie să se vadă într-o formă foarte feminină, adică nu trebuie să fie nimic ceva ieșit din comun. În fine, și asta a fost. În momentul în care m-am văzut pe scenă cu celelalte fete, mi-am confirmat că din nou sunt în locul potrivit și mi-am spus, hai să pun mai mult suflet și mai multă implicare și mai multă atenție în toată această pregătire, pentru că de ce nu? Ar fi bine să-l câștig pe următorul. Deci din nou progresul ți-a dat energie să setezi un alt obiectiv. Foarte tare. Deci iar din nou am luat-o de la început și din nou a fost o altă etapă pe care am început-o din joacă, de am avut răbdare să fac pașii treptat. Și unde am găsit din nou momentul în care mi-am confirmat că mă aflu unde trebuie, ceea ce mi-a dat mai multă energie și putere să, ok, hai să reușesc. Și asta a fost în momentul în care am pus toate lucrurile așa într-o ordine adecvată. Au venit și din state, ne-am primisem oferte, interviuri, că îmi scriau, știi, că la aceste competiții top 5 apare în anumite reviste de specialitate și că fiecare dă un interviu și cumva mi-am dat seama că ok, încep lucrurile să se ducă într-o direcție bună și într-o direcție care îmi place și în următorul an m-am lăsat ajutată, să zic așa, am intrat într-un grup de fete, Katie Savage, care se ocupa de asta, ajuta fetele să pentru competiții, să le creeze, nu știu, exercițiile cu costumele și am primit puțin ajutor de acolo și asta a fost. Adică în momentul în care, știi, am fost atentă la exercițiul pe care să-l fac, la ce prezență scenică să am. Deci ai avut și o echipă care te-a ajutat. În următoarea etapă, da, asta zic, ești, trebuie să fii foarte stăpân pe tine cu ceea ce poți tu să faci, dar pentru a-ți îndeplini un obiectiv mai mare, echipa face diferența. Pentru că ai nevoie de ghidare. Sunt oameni, fiecare este bun la ce fac. Lui, da. Până la ce aveam de făcut
Și știam, simțeam corpul. Ok, eu eram aici și mă pregăteam singură, dar puteam comunica cu echipa. Ok, anul ăsta aș vrea să fac exercițiul acesta, ce costum, cum să-l facem. Mă consultam. Și asta a fost. A început apoi altă aventură, alte dorințe, alte obiective. Lucrurile tot timpul s-au legat. Nimic nu a fost ceea ce am realizat, nu a fost un lucru așa la întâmplare. Tot timpul derulez în spate și sunt recunoscătoare pentru sămânță, știi? Pentru punctul de plecare. Și am înțeles că lucrurile puse împreună, de fapt, în final, Aduc pasul se complet. da. Exact. Cum a fost în anul în care ai fost și mămică? Eu acolo sunt foarte curioasă. Cum ai făcut totuși? Da. Cum ai făcut să-ți păstrezi echilibrul ăsta, nu știu, dintre familie, performanță și odihnă? Că și odihna contează mult în performanță. Cum ai reușit în perioada respectivă? Nu știu. Nu știu, dar am reușit. Nu știu, pentru că aici chiar aș vrea să subliniez faptul că și eu am momente în care simt că nu mai pot și mă pierd și care simt că este un haos total, dar cred că de fapt disciplina pe mine mă ajută să mă întorc tot timpul acolo unde trebuie și asta este un lucru pe care te învață sportul. Și asta m-a învățat și pe mine să dozez efortul. Evident că ce a mai ajutat este să ai un plan. Adică eu și soțul meu am avut o discuție înainte. Ok, suntem pregătiți să ne întemeiem o familie, să facem familia cu mai mulți membri, știi, să facem mai mare. Și ok, ne-am dorit un copil și ne-a mai spus amândurora lucrul acesta că vrem ca el să facă parte din viața noastră, să nu ne schimbe nouă pasiunile și obiceiurile și, adică, conștienți de faptul că se vor schimba niște lucruri, dar să nu se schimbe totuși. Pe el să-l aducem în energia noastră. Și atunci, clar, eu nu mai aveam în minte, nu știu, sau dorințe de a mai participa în momentul acela, în momentul în care ne-am gândit că ne vom întemeia o familie sau în momentul în care am rămas însărcinată. Cu siguranță nu mă gândeam la competiții pentru că eu trăiam prezentul și tot ce se întâmpla atunci. La fel și după ce am născut, m-am gândit că eu vreau să revin la forma inițială și să mă duc din nou la competiții. Dar aici, după 3-4 luni, după ce am născut, am simțit cum corpul meu revine la normal, adică n-a pus presiune pe el. Am fost foarte conștientă de transformările prin care am trecut. Nu m-am privit altfel în oglindă, iarăși asta a fost foarte important și a fost o gândire sănătoasă și o gândire pe care mi-am antrenat-o, pentru că știam că se pot schimba niște lucruri și voiam să fiu pregătită pentru ceea ce voi vedea în oglindă, ceea ce voi simți. Și am vrut să controlez lucrul acesta pentru că mi-am dorit să rămân în continuare așa cum sunt eu. Și asta am început să văd și la corpul meu, deci fără să pun presiune pe el. Bineînțeles și cu, nu știu, cred că aici e o combinație în ceea ce am simțit eu și ce am, nu știu, nu realizat, că nu e o realizare, ceea ce am ajuns la forma inițială, să zic, înainte de naștere, dar și ce spunea lumea, știi? Că mai mergeam la o emisiune, că mai primeam niște interviuri, că mai postam ceva și îmi scriau oamenii și erau, și când următoarea competiție, și când următoarea competiție, și când următorul titlu, știi? Parcă era și o presiune, dar era și o altă sămânță, știi? E, am zis, ok, m-am uitat așa, stumiu și am spus, o mai facem o dată, știi? Și zic, da, nevoie de tine, știi? Zic, am nevoie de tine pentru că un lucru e sigur. Eu nu plec în toată aventura asta singură. Adică nu există pentru mine să mă despart de
copilul meu și să mă duc să concurez și să stau acolo și să mă întorc și așa mai departe. Mi-am zis, mergem cu toții, fac bagajul așa pentru trei persoane. Și a zis, ok, hai, let's do it, hai să facem treaba asta, știi? Și atunci, în momentul acela, știam, deja trecusem prin asta de atâtea ori. Bun, aveam însă un necunoscut. Cum va fi după copil, știi? După ce ai dat naștere, cum? Dacă nu e la fel, știi? Totul e diferit. Da, na, a fost cu vânătăi, cu lovituri, făceam elemente, cu dureri peste tot. Așa să-ți imaginezi că înainte de a fi mamă, predam câte patru, poate și cinci clase aveam într-o zi. În prezent predau 4-5 clase într-o săptămână. Adică mult mai redus volumul de antrenamente. Pe mine acele antrenamente mă ajutau și să fiu în formă și eu mai adăugam partea de pregătire specifică pentru competiție. Eu în momentul în care mi-am redus foarte mult volumul de antrenamente, pentru că și alăptam, ieșeam din casă, aveam o oră să predau și eram așa foarte exactă cu timpul pentru că trebuia să vin înapoi la Rareș. Așa că aveam clasă și îmi puneam după clasă 30 de minute pentru pregătirea specifică. Și cum să zic, înainte mă mai lungeam, mă mai uitam în oglindă, mai făceam parte artistică, încercam să-mi compun exerciții sau făceam elementele sau într-o zi nu prea aveam chef, mă durea ceva și stăteam 2-3 ore în sală. Acum eram așa, ai 30 de minute. 30 de minute, încălzire, îți faci elementul ăla. Deci vorbeam eu cu mine, știi? Îmi spuneam, trebuie să faci asta, 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 asta și apoi te trebuie să te întorci acasă, nu mai ai timp de altceva. Deci acum trebuie să folosești timpul ăsta foarte, foarte productiv, știi? Să fie foarte productiv pentru tine. Și asta, de fapt, cred că m-a ajutat, mindset-ul ăsta pe care cred că îl avem noi mamele, știi? Pentru că ne dăm seama, în aceste momente ne dăm seama de ce înseamnă de fapt timpul, cât este de prețios, da? Și am pus piesele la fel, ca și până acum. Una câte una câte una și mi-am dat seama că ok, sunt pregătită. Că ai ajuns da. Acolo. Da, și încă un lucru care cred că e chiar foarte important de împărtășit cu voi, toate că le-am mai spus eu așa în social media, eu nu am pus presiune pe mine. Asta este, cred că lucru, iarăși, a fost o gândire foarte sănătoasă pentru mine, fiindcă aveam deja 5 titluri și mi s-a spus că dacă nu o să nu mai câștig, o să ies pe locul 3, că nu mai bine încheiam toată această carieră frumoasă cu o reușită, cu un titlu. Și am zis, de ce locul 3 n-ar fi tot o reușită? Și am zis, va fi locul pe care îl voi lua, nu va reprezenta munca mea depusă sau ce am trăit eu ca și mamă. Și mi-am zis, ok, eu vreau asta să fac doar pentru că mi-am mai propus eu un obiectiv și în calitate de mamă, căci la fel, nu ca să demonstrez altora, ci să-mi demonstrez mie, însă, știi, am mai auzit, nu știu, replici de genul, ok, la 20 de ani îți permite corpul sau nici nu știi cum e să fii mamă, știi? Și vreau cumva să-mi demonstrez mie că, măi, oare chiar așa e? Adică nu mai am eu aceeași putere și același control asupra pasiunii și calităților mele în momentul în care sunt mamă, de ce ar fi așa, știi? Și da, oricum, și când am ajuns în Miami, eram în ziua de înregistrare și partea de media și ne întâlneam acolo cu toți fotografii și toți din federația respectivă și m-au întrebat câțiva, mi-au zis, ziceam că, dar ce mai vrei? Câștigat, deci nu. Nu ți-a ajuns? Eram singura care deține atâtea titluri și zice, ce mai vrei? Ai câștigat de 5 ori, știi? Și i-am zis că
Cred că aveți nevoie, că sau nu știu cum îmi spuneasem în engleză și nu vreau să zic în engleză, aveți nevoie și de o legendă în fitness, adică de ce să nu fiu o legendă, știi, ceva de genul ăsta le-am răspuns. Vreau să fiu cea mai bună în latura mea, știi, pe ramura mea, știi. Și da, a fost cumva pentru mine foarte important să îmi demonstrez din nou că atunci când ești pregătit și când livrezi ceva de calitate, n-are cum să treacă neobservat. Adică asta este lucrul pe care mi l-am demonstrat de-a lungul anilor și de asta pentru mine calitatea are un rol mare, cel mai important rol atunci când vine vorba de ceea ce fac și îmi place să stau acolo unde mă pricep și știu ce am de făcut. Unde nu știu cum să fac lucrurile, cer ajutor sau las pe alții care știu să facă mai bine. Și cred că, de fapt, ăsta mi-aduce echilibrul. Nu mă pricep la toate, deci nu sunt bună în 10 domenii, câteva, dar în celelalte încerc să fac în așa fel încât să cunosc și să mă descurc și să mă adaptez. Și lucrurile acestea, cred că, de fapt, na, mă completează. Foarte fain mindset-ul și îmi dau seama acum când povestești cât de mult contează unde ți-e focusul și în ce crezi, apropo de cum se materializează după în exterior și cât de mult te ajută să rămâi cu focus pe ce ai zis tu, mai pe lucrurile bune, pe obiectivul meu, pe ce știu că vreau să ating, pe ce mă bucură, să nu pui presiunea aia pe tine că sunt mulți care renunță, exact de ipostaza de care povestești și tu. Măi, dacă mă duc și iau locul 3 sau locul 2 și nu mai e performanța aia pe care mi-am setat-o eu, ai mai bine să nu mă duc, știi? Și facem alegerea asta de zi cu zi, știi? În viața de zi cu zi de foarte multe ori, din păcate, și renunțăm la ce ne împlinește cu adevărat și unde am putea să aducem rezultate, știi? Și să facem treabă. Dar uite, eu o chestie scurtă vreau să-ți spun și de asta vreau să intervin acum. Vreau să intru peste. Dar e foarte important lucrul acesta pentru că eu l-am simțit după câțiva ani de participare la Miss Fitness Universe, mi-am zis ok, am demonstrat de toate, că prima dată, știi, ai câștigat, ok, a fost o întâmplare, știi, după aia, ok, bun, n-a fost o întâmplare, dar ok, bine, i-am mai ieșit încă o dată, știi, și după niște ani am realizat că ok, gata, am demonstrat tot, am avut și eu presiune, mi-am dorit să ating obiectiv mare, să fac asta, 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 le-am atins pe toate. Hai să mă bucur puțin de experiență. E, și asta a fost, de fapt, următoarea lecție pe care am învățat-o, știi? Am început să mă bucur, nu mai aveam presiunea aia. Bineînțeles, efortul pe care îl depuneam era la fel de mare și la fel de important era tot ceea ce făceam. Dar în momentul în care eram acolo, pentru că la primele competiții, nu știu, să nu fac poze, să nu, nu știu, să nu programez eu shooting-uri sau niște proiecte sau ceva pe acolo, spuneam la tot nu, ca să fiu focusată cu ceea ce am de făcut. Și apoi mi-am dat seama, ok, stai, că de fapt aici e vorba de tot ce trăiești pe lângă, hai să cunosc oameni, hai să vorbesc cu așa, să schimb, nu știu, impresii, să fiu puțin mai relaxată, să pot să iau de tot ce se întâmplă în interior, pentru că erau 2 zile de concurs în care eram foarte mult în backstage, așteptam să intre fiecare, apoi să încheia o probă, era o pauză, erau alții până următoarea probă, știi? Și atunci ăla era un timp pe care eu trebuia să-l folosesc să mă facă pe mine să mă bucur de experiență, știi? Și de fapt asta m-a ajutat, știi, să nu știu, să mai adaug rezultate, pentru că ajunsesem într-un punct în care chiar mă bucuram de ceea ce făceam, fără să și în momentul în care te bucuri de ceea ce faci, știi, pleacă așa pe lângă tine. Ok, și dacă ești pe locul 3, mi-aduc aminte un articol al treilea titlu și avusesem o competiție unde ieșisem pe locul 2 și titlul era Anca Bucur Miss Fitness doar locul 2 la Fitness America, știi? Așa a fost titlul. Eu n-am văzut doar acela, am văzut locul 2, pentru că pentru mine era la fel de important și la fel de mult muncisem și pentru acel loc 2, știi? Deci e atât de important
să fii foarte stăpân pe tine și să crezi atât de mult în tine, să fii tu împăcat cu ceea ce ai oferit și ai livrat, încât să nu mai fii afectat de toate cuvintele și vorbele pe care le auzi, pentru că vor fi mereu, știi? Mi-ai anticipat și mi-ai și răspuns la întrebarea asta, așa că nu mai Anca, o ultimă întrebare mai am. Hai să facem așa. Imaginează-ți că suntem într-o poveste în care oamenii din România, ca să facă business, e nevoie să treacă printr-o școală a antreprenorilor. Dacă trec prin școala respectivă, poți să facă business. Ce ai luat tu din toată experiența ta cu performanță în toate poveștile și capitolele din viața ta și ai introduce musai în școala asta ca să ajuți antreprenorii să ajungă la performanță și de ce nu la rezultate mondiale? Ok. În primul rând, le-aș face un program de sport. De ce? De ce? Pentru că sportul te învață să fii disciplinat, sportul te învață să îți asculți corpul, sportul te învață să simți durere, sportul te învață să simți progres, sportul te învață să te odihnești, pentru că ai nevoie de asta. Și cred că noi nu vedem importanța sportului în viața noastră decât atunci când ni se spune că trebuie să pierdem greutate sau că trebuie să facem ceva care are rezultat, nu știu, niște kilograme plus sau minus. Ceea ce este total greșit. Sportul este motorul în tot ceea ce face, pentru că noi ne mișcăm. Noi facem mișcare fie că vrem, că nu vrem, pentru că suntem nevoiți să ne ridicăm de pe scaun, să ne așezăm, să ne urcăm în mașină, să urcăm scări, să luăm ceva de sus, da? Un dosar, ceva din bucătărie, din birou, să ne mișcăm. Și atunci cred că dacă am începe să facem sport, să facem și să facă sport, cu toții ar experimenta alte trăiri, alte nevoi ale corpului, lucruri ce te învață mai departe să aplici în business le pe mulți, care corect, corect. Pentru că disciplina de aici o căpătăm, știi? E, lucrurile se leagă și atunci sunt niște bucăți mici de pază sau niște trepte pe care trebuie să le urmăm pentru a avea o fundație foarte bine stabilită și de acolo să începem să creștem. Dar dacă noi nu ne focusăm pe fundație, deci ai băgat la sport pe nu tot. poți să construiești. Da, da. Ok, bun, super. Și dezvoltare personală. Pentru că trebuie să te cunoști pe tine, să gestionezi emoțiile, să cunoști ce îți place, ce poți să oferi. Atâta timp cât nu știi care este direcția ta, ok, dar e total în regulă să ai momente de nu știu ce vreau și eu am avut, nu știu ce mi se potrivește, e perfect. Este un moment de tranziție, dar nu poți să stai în tranziție la nesfârșit. Adică trebuie la un moment dat să găsești ceva, cumva trebuie să delimitezi, știi, ce pot mai mult decât. Și ăla e momentul în care ar trebui să te duci în direcția respectivă și să investești timp, informație și resurse. Să poți să privești, da, spre obiectiv mult mai clar. Deci sport, ca să poți să-ți vezi tipare și să poți să înveți despre tine, despre corp, despre odihnă, despre multe alte lucruri, deci practic îți iei baza de lecții, de înțelepciune cumva de acolo, să filtrezi, să vezi unde ești tu foarte bun și apoi să-ți faci un plan de cum investești în direcția respectivă. Foarte tare. Foarte tare, da. Super. Asta, îți mulțumim din suflet pentru discuția asta. Îți mulțumesc că ai fost sinceră, transparentă, așa ai povestit ce ai avut tu din povestea ta ca să dai mai departe și să luăm. Cine are urechi să asculte o să fure idei foarte faine din discuția asta. Îți doresc din suflet energie și inspirație în continuare.
să duci mai departe și copiilor tăi bucuria asta pe care tu o ai în tine și alegerea, modul ăsta de a trăi, că e foarte fain, și oamenilor care te înconjoară, pentru că suntem mulți care avem nevoie de asta. Mulțumesc, da, n-au cum pentru că e molipsitor. Așa. Iar dau mai departe pentru că pur și simplu asta se întâmplă cu energia bună, se împrăștie și nu am cum să o țin în mine. Și eu îți mulțumesc pentru ocazia pe care mi-ai oferit-o de a împărtăși povestea. E o bucurie și pentru mine să mă întorc în spate, să conștientizez, să povestesc, să descriu așa etapele. Sunt multe de spus, într-adevăr, asta e când mă duc în spate la momentele mele de start în sport și obstacole și reușite. Tot timpul mai sunt și alte elemente care completează și mi este greu de multe ori să le sar, pentru că fac parte din ceea ce am realizat, ceea ce sunt. Dar, așa cum ai spus și tu, sper că pe cei mai mulți, dacă nu pe toți cei care vor asculta discuția noastră, să le schimbe ceva acolo, cât de puțin, pentru că e suficient pentru a începe de undeva. Cu siguranță. Mulțumim tare mult! Pe drag! Gata, am terminat și acest interviu. Foarte fain și după cum observi, multe detalii despre care e important să povestești când vine vorba despre performanță. Multe detalii care se pun bucată cu bucată și care construiesc puzzle-ul final. Multe detalii sub iceberg-ul pe care noi îl vedem. Vedem doar cei la suprafață, dar în jos e multă muncă și sunt multe aspecte pe care, la care muncim. Am scos și top 3. Hai să vedem. A zis asta încă de foarte multe ori și pur și simplu cred că este esența din interviul acesta, și anume clarifică ce-ți place cel mai mult, unde ești bun și acordă timp pentru treaba asta. Fă-ți un plan de cum poți să construiești pe termen lung pentru acel lucru, dar nu face asta până nu ți-e clar ce te bucură, ce te împlinește, unde ești bun. Și, dragilor, asta nu este de făcut odată și gata, o să muncim 15 ani de acum înainte. Asta e de făcut recurent. Asta e de făcut odată pe an, poți să-ți dai un double check pe trimestru, poți să-ți dai un double check odată pe lună. Nu înseamnă că o să se schimbe, nu înseamnă că o să se schimbe major, doar înseamnă că îți dai oportunitatea să alegi cu adevărat ce te împlinește și ce bucurie ai. Și mi-aduc aminte o ședință cu o clientă fix pe acest subiect în care nu mai simțea bucurie și începea să facă lucrurile din trebuie. Și bineînțeles că nu ieșea. Și exact pe subiectul acesta am lucrat toată ședința despre, măi, hai să vedem cum poți să-ți regăsești bucuria și cum poți să alegi acele lucruri care pe bune îți dau energie și te inspiră și te fac să te duci, să faci treabă și să nu amâni. Pe primul. Al doilea e, ai ce mi-a plăcut asta. A zis așa, progresul mă alimentează și mă face să-mi setez următorul obiectiv și mai clar. Foarte tare. Când des, ghilimele, în business-urile cu care lucrez și în echipele cu care lucrez, măi, cât de important este să ne urmărim progresul, pentru că odată dacă nu-l urmărești, e foarte greu să evoluezi și să crești și să duci performanță. Și e la fel de important și pentru bucuria celebrării. Adică să simți că ai mai făcut un pas, că ai avut o reușită. Să nu ne ancorăm doar în rezultatul pe termen lung, pentru că nu e sustenabil și foarte greu reușim să ne menținem energia în direcția asta dacă nu mergem din pas în pas și nu ne bucurăm. Așa că întrebarea mea pentru tine este, cum anume te asiguri că îți măsori progresul astfel încât să ai claritate, să-ți setezi obiectivul din aproape în aproape și să te bucuri pe parcurs? Și trei. Și asta mi-a plăcut tare mult, e cum pot să fiu antrenor pentru mine și cum pot să-mi creez contextele potrivite ca să pot să-mi antrenez abilitățile esențiale ca eu să ajung la performanță. Un performer să se ducă și în mindset-ul de, hei, eu sunt cel care joacă rolul pe scenă, dar eu sunt și cel care are responsabilitatea să-și găsească contextele potrivite ca să mă dezvolt, să cresc, să-mi dezvolt abilitățile. Așa că
Da, este o provocare pe care și eu am acceptat-o pentru mine, e o provocare pe care am lansat-o de foarte multe ori în comunitatea noastră și e o provocare pe care ți-o lansez la final de acest interviu. Și te mai întreb încă o dată, cum poți să fii antrenor pentru tine și cum poți să-ți creezi contexte potrivite pentru tine și pentru modul în care vrei tu să trăiești viața, ca să te asiguri că îți antrenezi acele abilități care pot să te ajute să ajungi la performanță. Îmi doresc să ai urechi să asculți și acest interviu și cele pe care le-am avut și le mai avem. Îți doresc să alegi ce e esențial pentru viața ta și să iei decizii înțelepte, astfel încât să ajungi la performanță și să te bucuri de o viață mai împlinită și de libertate în businessul tău.